Europa. Așadar, autoritățile, Laura, sunt în acest moment în alertă, nu numai în Europa, ci și în România sunt cazuri raportate și la noi. Ei bine, numărul cazurilor de febră denghe și al altor boli transmise de țânțari este în creștere în întreaga Europa, potrivit unui raport al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Schimbările climatice favorizează răspândirea speciilor invazive de țânțari, generând astfel un mediu propice pentru aceste boli. Țânțarul tigru, cunoscut pentru transmiterea virusurilor denghe și Zika, de exemplu, se răspândește spre nordul, estul și vestul Europei și are populații autonome în 13 țări din Uniunea Europeană. Specia s-a stabilit recent în Cipru și în alte regiuni periferice ale Uniunii Europene, precum arhipelagul Madeira și insulele franceze din Caraibe. Vedem pe ecran harta locul în care au fost raportate aceste specii de țânțari periculoase. Ei bine, Centrul European de Control al Bolilor sublinează că schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra răspândirii bolilor transmise de țânțari în întreaga Europa. Măsurile de control, cum ar fi utilizarea plaselor de țânțari, insecticidele și îndepărtarea lor, sunt esențiale pentru limitarea acestor boli. În 2013, în Uniunea Europeană și în țările economice europene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, au fost raportate 130 de cazuri de febră denghe, în comparație cu 71 de cazuri în 2012. De asemenea, numărul cazurilor importate a crescut, ajungând la 1572 în 2022 și 4900 în 2023, cel mai înalt nivel înregistrat de la debutul monitorizării europene în 2008. Europa constată deja schimbările climatice și se creează astfel condiții mai favorabile pentru răspândirea țânțarilor invazivi în zone care erau în trecut scutite și totodată infectarea un număr tot mai mare de persoane cu maladii, precum febra denghe, a declarat directoarea Centrului European de Control al Bolilor. În ceea ce privește virusul West Nile, în 2023 au fost raportate, de exemplu, 713 cazuri în 123 de regiuni din 9 țări membre ale Uniunii Europene, cu 67, atenție, de decese, deși numărul de cazuri a scăzut comparativ cu cele 1133 din 2022, numărul regiunilor afectate a atins cel mai înalt nivel din 2018. Așadar, indiferent dacă mergeți în vacanță în România sau în Grecia, Cipru, în această vară, Spania, aveți foarte mare grijă la